Pasionații sportului pe două roți vor avea ocazia să-și testeze rezistența într-un concurs de ciclism montan, primul de acest gen organizat în județul nostru. Participanții din întreaga țară vor avea de parcurs două trasee de 33, respectiv 72 de kilometri, pe drumuri forestiere și poteși montane. Noi ne-am gândit sub egida Zilei Europene a Parcurilor, care este în 24 mai și, mă rog, e luna în care se sărbează mai multe evenimente legate de mediu, să organizăm un eveniment care să promoveze activități ce sunt prietenoase cu mediul. Startul se va da din localitatea Bumbești Jiu, iar traseul merge până în golul montan, urmând ca participanții să se întoarcă la locul de plecare pe defileul Jiului. Pentru ca lucrurile să nu scape de sub control, pe traseu va fi prezent și un echipaj al serviciului Salvamont, dar și unul al ambulanței. De asemenea, concurenții vor avea și un punct de alimentare cu energizante. Avem ca marcaj bulină roșie care este pe arbori. În unele locuri am scris și MTB, săgeți care să îndrume pe participanți. Deci, în general, traseul este marcat și nu sunt probleme. Sperăm să nu fie probleme să se rătăcească cumva. Până în momentul de față, în competiția de ciclism montan s-au înscris 100 de persoane din întreaga țară, dintre care numai 9 gorjeni. Prin acest eveniment, organizatorii vor să atragă atenția autorităților asupra necesității amenajării de trasee pentru bicicliști. Mișcarea din Gorj este destul de slabă a ciclismului și de aceea poate unul din motive a fost și acesta, să promovăm acest stil de petrecere al timpului liber. Să atragem atenția autorităților locale de a lua măsuri pentru a crea infrastructură pentru ciclism. Nu neapărat ciclismul montan. Cei care vor să participe la concursul de ciclism montan se pot înscrie pe internet plătind o taxă de participare de 50 de lei, dar și la linia de start, însă taxa crește la 70 de lei în ziua concursului. Startul se va da duminică la ora 9 din parcarea uzinei mecanice Sadu, iar durata traseului este estimată la 6 ore.